Palatul Copiilor Bacău a găzduit duminică dimineață preselecția unuia dintre cele mai cunoscute show-uri de talente din România. Încă de la primele ore ale zilei, peste 100 de copii au venit pregătiți să cucerească juriul. Eu cea mai bună așa să fiu, acum când nu e prea târziu, sunt mică, dar un lucru știu, voi fi vedetă. Muzica este viața mea și fără cât eu voi cânta, și sunt ambițioasă, da, voi fi vedetă. Am avut puține emoții, dar când am început să cânt, mi-au trecut, pentru că scena, cum se spune, e casa mea și m-am simțit în largul meu. Vrei să devii next starul României? Bineînțeles. Ce premii ai mai câștigat? Anul trecut, la Tinerele Talente organizat aici în Bacău, am luat trofeul și de câți premii? Ani cânti? De 9 ani. Urmează să interpretez o piesă de teatru. Și ai emoții? Da, mai atât de mult încât îmi ies pe urechi. Ce piesă de teatru? Arendașul român. De Ion Luca Caragiale. Îți dorești să fii pe scena, pe scene mari? Da, vreau. Voi interpreta o piesă de teatru în care se numește Petițiune de Ion Luca Caragiale. Ai mai participat la concursuri, la alte preselecții? Da, am mai participat. Dar nu foarte multe. Organizatorii caută copii cu abilități deosebite care să fie în același timp amuzanți, atractivi și carismatici, unici prin felul în care se prezintă. A devenit o tradiție pentru Palatul Copiilor Bacău să organizeze preselecțiile unor concursuri naționale din țară, show-uri de televiziune, cum ar fi Mamaia Copiilor, și începând din acest an și binecunoscutul show concurs pentru copii, Next Star. Cei mai talentați și norocoși copii din Bacău vor avea ocazia să fie văzuți și apreciați de o țară întreagă, dar și posibilitatea de a câștiga marele premiu în valoare de 20.000 de euro.